Mii de pensionari din Sălaj s-au împrumutat de la începutul acestui an la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Zalău, potrivit lui Ioan Ivașcău, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sălaj. La fel ca și anii trecuți, odată cu venirea sezonului rece, numărul solicitărilor de împrumuturi crește, mulți dintre vârstnici fiind nevoiți să ceară împrumuturi pentru a-și cumpăra lemnele necesare pentru încălzirea locuinței. Sunt și cazuri în care membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor cer ajutorul financiar pentru a-și putea cumpăra medicamentele, pentru a-și putea achita facturile la întreținere, ori pentru a-și cumpăra alimente. Ioan Ivașcău, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sălaj, a declarat că de la începutul acestui an au solicitat împrumuturi cu dobândă mică peste 4.500 de bătrâni. Valoarea totală a ajutoarelor acordate acestora a depășit 90 de miliarde de lei vechi. În baza unui parteneriat, membrii CARP-ului beneficiază și de consultații cu reducere la cabinetele medicale de oftalmologie, orele interne, stomatologie și pneumologie.